Foarte mulți ne îmbolnăvim pentru că nu credem în schimbare. Când apare schimbarea, zici că apare ceva foarte rău în viața noastră și atunci ne tot autoconvingem că nu vrem schimbare, nu se va întâmpla, dar aproape zilnic se schimbă câte ceva. Aproape lunar apare ceva neprevăzut în viața noastră. Și uite așa, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne facem niște fixuri, niște convingeri false sau greșite. Asta a fost o lecție foarte valoroasă când eram eu foarte bolnav, pentru că eram convins de iluzia că eu controlam. Nu controlăm aproape nimic. Nu controlăm ce se întâmplă în muncă deseori, în familie, pe copiii noștri îi creștem până la un punct după care nici pe aceștia nu mai controlăm. Viața este o mare lipsă de control, dar dacă ne punem grijile pe Dumnezeu mai mult și învățăm să ne adaptăm din ce în ce mai mult, eu vă garantez că sănătatea psihică și fizică a voastră, a noastră, se va schimba în foarte mult bine. Spor la schimbări și la sănătate și să fim mai adaptați! Dacă vrei să afli mai multe informații despre sănătate, intră pe sorinsidiana.ro și vei da acest e-book gratuit, Spor la sănătate!